Morning Glory, Morning Glory, tu o mai iubești pe Flori? Bonjurică, bonjurică. Ce face Mihai? Așa, mulțumesc. 2-10-2-10. 2-10-2-10. Suntem, practic, într-un moment istoric când facem legătura, deși s-a spus despre Morning Glory că este o emisiune misogină, în special cu femeile, noi putem merge mai departe și am zis, hai să încercăm să stăm de vorbă cu doamna Mihaela Miroiu, e profesoară universitară, cercetătoare și o foarte bună cunoscătoare, practic stăpâna feministelor de la noi din țară, așa că îi spunem bună dimineața. Absolut fals. Bună dimineața. Bună dimineața. Nu sunt stăpâna nimănui. Dar le-ar plăcea un pic să, da, să nu, vadă. Nu, nu, deci realmente detest ideea că stăpânești orice în materie de oameni. În orice caz, practic, doamna Miroiu este cea care a inițiat studiile legate de feminism în România. Anticipează și o revenire a matriarhatului, de altfel, un lucru foarte interesant despre care ar trebui să vorbim. Și cred că este oportun să o avem invitată acum. Suntem live și pe Facebook, dacă vreți să mutați, practic, aparatele de radio. Și a spus doamna Miroiu, plecăm de la acest citat, m-aș bucura enorm ca în timpul vieții mele să nu mai fie deloc nevoie să fiu feministă, fiindcă misoginismul, sexismul și patriarhatul sunt deja istorie. Acum, mai comentați afirmația dumneavoastră sau o lăsăm așa? Bună dimineața! Eu cred că pentru orice persoană cu o cultură de bază înțelege relația între cauză și efect și nu e cazul să mai prelungim. Deci, un ism democratic se termină când s-a terminat problema care l-a generat. A existat o dezbatere în 2016 la care a participat doamna Miroiu, se numea Feminism și societate în România postcomunistă și se constata atunci în 2016, mă rog, nu e chiar o mare distanță istorică și chestia cred că funcționează în continuare, că deși România a implementat aceleași legi care se aplică în toate statele UE, țara noastră e pe ultimul loc în clasamentul egalității de șanse. Ați observat vreo modificare de atunci încoace? Din 2016? Da. De formă, în sensul că a crescut puțin procentul de reprezentare în Parlament, foarte slab la nivel de consilii locale, dar asta nu înseamnă că s-au făcut politici substanțiale și pentru interesele femeilor. Românii sunt misogini by default? Avem ceva în genă, în cultură? Nu avem nimic în gena naturală. Avem în gena culturală un retard de dezvoltare democratică pe care îl știm cu toții. Și la meniu vine și povestea asta cu tipul de societate patriarhală tradițională, care chiar dacă nu mai are niciun fel de motive obiective, să ține bățos la nivel simbolic. Am selectat câteva afirmații ale unor persoane foarte publice și, mă rog, o să începem cu ce e mai rău pe lume, declarația lui Gigi Becali. Eu nu votez, eu n-am voie să votez. Păi ce să votez, femeie? Am luat o razna cu toții, mergem pe miriște. Că face confruntare, domnule, cu Iohannis. Păi de ce ești bărbat? Cum să faci confruntare cu o femeie? Ce idei poate să aibă o femeie? Eu spun ce spune Sfânta Scriptură, Hristos și Sfântul Apostol Pavel. Femeia, în funcție de președinte, nu are cum să fie. Ce vreți să comentez? Ce puteți, nu știu. Ce e? În primul rând că el, săracul, reprezintă o aripă talibană a ortodoxiei și nu, să zicem, ortodoxia asta mai generală, care nu face genul ăsta de afirmații. În al doilea rând, săracul chiar nu, ori n-a citit, ori n-a înțeles o iotă din Evanghelii, pentru că Iisus niciunde nu tratează femeile ca inferioare sau spun că n-au minte, n-au idei. A trăit foarte mult înconjurat de femei, ele au fost primele martore ale învierii, a avut multă încredere în ele, le-a apărat ori de câte ori au fost atacate, deci să-i învoci pe Iisus ca să dai în femei la nivel de competențe, minte,
mi se pare ridicol, stupid, fals și cum vrei. Adică, da, bine, acum Gigi Becali este oier, sigur că asta nu e neapărat o scuză, nici nu o acuză la adresa oierilor, pentru că există și oieri plini de bun simț din punctul acesta de vedere, dar între altele nu cred că el e o problemă, ci faptul că e atât de faimos și uite citat. Da, genul ăsta. Dar oricum, e adevărat că poate fi și un model pentru mare parte din orangutanii care cred că mamele lor sunt inferioare, că plecăm de aici, de la o stare exact, de fapt. Da, da, da. Că le-au născut niște ființe situate la jumătatea distanței între om și animal, uh-huh. A căror gândire nu contează, care de fapt nu contează deloc în istorie și care sunt un fel de, nu știu, mame femele, născătoare și îngrijitoare. Dacă asta e, cred ei despre mamele lor, îmi pare rău, nu pot califica. Pe scara evoluției, oricum, dacă ar fi fost, ați văzut că, în primul rând, așa a vrut Dumnezeu, că e clar, că e reprezentat doar omul, da? De la Neandertal încoace, cum evoluează, se ridică el, nu știu ce, în schimb, că e bărbat. Bărbatul a evoluat, nu femeia. Femeia era la fel și cred că dacă o luai de la Neandertal până în zilele noastre, ea avea o sacoșă în mână, nu? Caricatura cea mai simpatică este asta, este cu evoluția de la, mă rog, om ca patruped, dar asta nu mai ține de Biblie, ține, să zicem, de teoria evoluționistă, om în calitate de animal patruped se tot ridică, devine biped și în sfârșit, în final, se așează la un computer. Iar la femeie era tot timpul un patru labe pentru că spăla podele. Deci, și asta. N-a apucat să se ridice la vertical. Ceea ce, pe de o parte, e o ironie, dar pe de altă parte spune foarte mult despre istoria femeilor. Bun, acum revenind la cazul Gigi Becali, el are fete. Mi se pare... Da, are două fiice și partea proastă e că nu gândește reflexiv. Adică, realmente, nu își dă seama el, de fapt, ce fel de viață vrea pentru fetele sale. Anul ăsta au avut loc niște proteste de 8 martie, mă rog, liturghia feministă de 8 martie s-a întâmplat în fața Catedralei Mântuirii Neamului, un protest față de mesajele discriminatorii ale Bisericii Ortodoxe Române, prin care bărbatul este situat pe un plan superior față de femeie, atât în familie cât și în ierarhia socială. Bun, asta de aici până la companii avem un pas de făcut, puteți comenta chestia asta? Vi se pare o chestie stridentă, să zicem? Acum, vă spun de exemplu ce mă deranjează și pe mine și sunt foarte de acord cu ele. În ciuda faptului că în Evanghelie nu există niciunde, deci în învățătura lui Hristos, nu există niciunde asemenea mesaje, eu ca femeie, dacă am născut un copil, trebuie să fiu supusă unor slujbe de curățire pentru că sunt considerată spurcată și aici apare iar o mare problemă. 6 săptămâni dacă am născut o fată, 3 săptămâni dacă am născut un băiat. Deci, spurcăciunea are o legătură cu genul. La botez, băieții sunt arătați la altar, fetele nu. La căsătorie există explicit în slujbă formula, care, atenție, vine din Vechiul Testament, nu din Noul Testament, că bărbatul e cap femeii și trebuie să o iubească ca pe trupul său și se face relația directă între persoana cap din familie și persoana trup din familie. Sunt multe alte lucruri de acest gen care, după părerea mea, dau niște mesaje care nu numai că n-au legătură cu lumea de azi, mă rog, să zicem că tradiția e tradiție, n-au legătură cu învățătura lui Isus și asta mi se pare foarte tine. Acum, trecând la alte lucruri, pentru că există o latură, să spunem, puțin mai angajată, mai vehementă a feminismului, care exclude femeia, adică așează femeia într-o relație de egalitate deplină cu bărbatul și atunci exclude toate gesturile de curtoazie pe care le consideră neavenite, nejustificate. Pentru că un gest de curtoazie ar pune femeia într-o poziție slabă, să spunem, dacă îi deschizi ușa unei... Sunt curios cum priviți dumneavoastră. Da, deschisul ușii, da? Curtoazia de genul ăsta. Invitația la masă. Există ceea ce obișnuiesc să numesc un feminism misogin.
adică un feminism care confundă egalitatea cu asemănarea și se desparte de partea, să zicem, feminină, a valorilor de feminine, considerându-le ca surse de inferiorizare. Eu nu mă despart de asta. Deci aici există foarte multe nuanțe. Eu cred că în realitate tot ceea ce noi numim virtuți masculine sau virtuți feminine, chiar dacă cuvântul vir vine din... e monopol de sex, să zic așa, trăsăturile feminine bune, grija, empatia, mai multă intuiție, mai non-conflictual, mai cooperant și trăsăturile masculine frumoase, ele pot să stea foarte bine una lângă alta, nu una contra alteia și mai ales nu într-o ierarhie. Unii mai sus și alții mai jos. Pe mine nu mă deranjează că suntem diferiți și eu nu confund egalitatea cu asemănarea. E vorba de egalitate în fața legilor, a normelor morale, pentru credincioși în fața lui Dumnezeu și nu e vorba de asemănare. Nu trebuie să semănăm, adică nu cred că mimetismul ne ajută cu ceva. În schimb, faptul de a accepta diferențele ca fiind o formă de îmbogățire a umanității ne ajută, cred, foarte mult și nu ca un prilej de inferiorizare. O să spui că ăsta e sexul superior, ălalt inferior, unui tare, altul slab. Vedeți și asimetria asta. Femeile sunt sexul slab, dar consolare, frumos. Bărbații sunt sexul tare, fără consolarea că e urât, nu? Mai ales bărbatul urât, da. Bărbatul român cu pălărie e cel mai urât, da, lucru. Oricine, e clar că mai ales cu vârsta învățăm că frumusețea nu e atâta în carcasă, cât în caracterul omului și în felul în care își tratează semenii. mi-a plăcut asta cu această confuzie între egalitate și asemănare, pentru că seamănă puțin cu obsesia veganilor sau ro-veganilor pentru imitarea realității formate din produse din carne. Când spun mici vegani, sarmale vegane, cam așa arată și, și femeile din viziunea asta. Acum, nu știu dacă vă dezamăgesc, eu sunt vegetariană, nu vegană, dar asta, mă rog, e o opțiune de sănătate la mine povestea asta, însă niciun caz nu mi-ar trăsni prin cap să fac o religie din asta și să îi consider pe ceilalți defecti. Este opțiunea mea. Păi, hai să vedem în ce măsură femeile fac rău cauzei feminismului și o să am ales două exemple strălucitoare. Începem cu adversativa, practic, este definiția adversativului în cultura politică feminină românească, Viorica Dăncilă, mă rog, nu mai bag aplauze, astea le avem cu toții pe dinăuntru, și a spus: sunt un om puternic, chiar dacă mulți au spus că sunt femeie. Eu nu știu să... Deci, știți, noi ca nu insultau oameni și pentru că nu putea să insulte așa direct, foloseau eufemisme. De exemplu, putărică nu este vizitat de concept. De la noi ca vine asta? De la noi ca vine. Îmi place. În concluzie... mi-e greu să comentez despre cineva care nu e vizitat de concept, îmi pare rău. Da. Mai era una care, nu știu dacă a ajuns la dumneavoastră, de la doamna Grațiela Drăghici, bună prietenă cu doamna Dăncilă, colege de absența conceptului. Legea e foarte clară. Expertul poate atrage semnal din perspectiva unor stereotipuri legate de meserii masculinizante. De ce o femeie nu poate fi motostivuitor? De ce un bărbat nu poate fi om de servicii? Dacă luăm așa în oglindă stadiul acela de guvernări și mai luăm și pe Daia, nu? Da. Pe Pop, etc., etc., nu o să obținem ceva mai breaz. E aceeași nevizitare de concept.
Mai am un citat. Așa, să vă amuzați și dumneavoastră, să vedeți cam ce se întâmplă în spațiul public. Vine de la Dana Budeanu, este practic șefa la feminismul autohton acum. Nu cred că are vreo legătură cu feminismul. E feminismul ăsta de modă nouă. Eu nu cred că ea se reclamă de la vreo apartenență feministă. Nici nu știu dacă are minimă cultură pe zona feministă. Hai să zicem, o femeie puternică în spațiu public. Și independentă, da. Femeia trebuie să fie țiplă non-stop, ca în ziua în care v-ați cunoscut, n-are nicio scuză că nu e, nici dacă a născut, nici dacă a gătit, nici dacă a făcut curat în casă. Astea sunt normale în viața unei femei. Deci plăpânzeala asta și nesimțirea de care dau dovadă pe bază de egalitate între sexe care nu există, nu e normală. Sunteți niște mediocre, nu sunteți femei. Voi nu știți ce e aia femeie. N-ai cum să te uiți la o femeie care a tras șoriciul printre dinții în fața lui, pentru că femeia nu e femeie dacă nu e feminină, dacă nu e îngrijită și non-stop, țiplă, pozitivă, binevoitoare, sexy. Femeia este făcută să întrețină relația. E datoria ei, nu a bărbatului, ok? Când începe să vă plângeți de fătălăi ăștia, uitați-vă în oglindă, veți vedea că sunteți zero majoritatea. Dacă bărbatul nu mai face nimic, păi pentru cine? Câte chile ați luat de Crăciun, a? Cât că ați ajuns să mâncați cot la cot cu bărbații, nici nu vă mai încape rochia pe care trebuie să o îmbrăcați de revelion, cot la cot, pe slană, pe șorici, pe orice, urât. N-ai cum să te uiți la o femeie care a tras șoriciul printre dinți în fața lui. N-ai cum, nu mai aveți nicio clasă, nici finețe, nici nimic. Dana Budeanu. Și ce vreți să comentez? În orice caz, nu are săraca nici măcar cea mai vagă urmă sau tușă de feminism. Femeia. La aprozat merge. Dar la felul în care se produce în ce îi privește pe bărbați, ea are o problemă legată de umanism, respectiv femeia asta vorbește, tratează lucrurile ca și când ne-am aflat înainte de crearea întregii mișcări culturale, sociale și politice umaniste. Este anteumanistă, nu postumanistă. Ce mai rămâne acum din, adică cum vedeți reconstruită relația frumoasă, armonioasă între bărbați și femei în societatea românească? De la ce pleacă? Putem să deschidem ușa unei femei când mergem la restaurant? Putem să îi ținem, să-i așezăm scaunul? E un gest de curtoazie sau e un gest umilitor? Din punctul meu de vedere, sunt gesturi de curtoazie, după cum gesturi de curtoazie le au și femeile față de bărbați, când, de exemplu, știu eu, îi îmbrățișează, le pun un servet în față, se uită dulce la ei sau, mă rog, încearcă să le facă viața mai plăcută, nu în calitate de iubit sau amant sau soț sau ceva de genul ăsta, ci pentru motivul că avem o viață incomparabil mai bună dacă ne-o facem plăcută și dragă. Deci eu cred că gesturile de drag și gesturile frumoase făcute față de oricine sunt oricând binevenite. Asta sună bine. Feminismul are umor, că în ultima vreme e cu dinții cam strânși așa, din ce văd în spațiu public. Ei, în genere, feminismul strânge dinții atunci când situația este cruntă și nu mai e nimic de râs. De momentul în care, de exemplu, ai cazuri de traficare a fetițelor, a fetelor, când ai cazuri de viol, când ai apologii ale violului în spațiu public, atunci ține orice urmă de umor. Aia ține de umanitate, nu de feminism. Aia ține de esența speciei. Partea proastă este că reacția la toate lucrurile astea, de la probleme de natură legislativă până la practicile juridice obișnuite, îmi amintesc, de exemplu, că am într-un februarie absolut înghețată în fața Parlamentului cu câteva zeci de femei și bărbați alături, ținând o lozincă în mână pe care scria că bătaia e ruptă din iad, pe vremea în care nu exista ordinul de restricție pentru cei agresivi, că pot să fie foarte bine și femeile agresive și cei care de fapt își maltratau familia într-un fel sau altul. Ei, când ajungi în stadiu în care ai de 10 ori sau 20 de ori femei mai multe pe frontul de acasă, moarte pe frontul de acasă în bătaie, față de cei de pe
terenurile de luptă ale armatei române ca membra NATO, încerc să spui problema ce contează apărarea femeilor pentru statul român. Pentru chestia asta nu vrei să dai niciun ban ca să le asiguri apărarea? Nu reușești să ai practici corecte pentru asta? Ei, când ajungi în situații de genul ăsta, umorul piere sau e penibil. Și atunci păstrezi umorul pentru, pur și simplu, discuții, din dialoguri care nu se referă la lucrurile cu adevărat grave. Ar trebui introdusă o disciplină inspirată din discursul dumneavoastră în școli? Ar putea face parte din educația celor mici? Ar putea să facă parte în mod explicit, să zicem, ca disciplină, dar după părerea mea ar trebui să facă parte în mod normal din toate disciplinele. Adică, pe scurt, dacă eu am abecedare în care continuă femeile să țeasă și bărbații să meargă pe tractor, și creez un model cultural din ăsta antideluvian, mi se pare caragios, nu? Dacă induc iar roluri din astea de gen penibile, dacă, de exemplu, nu comentez niciodată ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, și în sensul în care efectiv acolo femeile intelectual sunt umilite. Deci nu e problema să o scot din manual. Problema este cum o comente. Cum comentez personajele? Le comentez standard, dând, mă rog, bărbatului primatul absolut și femeii rolul de gâscă, sau comentez că era o anumită imagine în legătură cu limitele intelectuale a femeilor? Adică, pe scurt, toate lucrurile astea se pot încastra în mod normal în școală. Eu am zis însă pe ceea ce chiar aș introduce ar fi educația pentru viața privată. Și cum arată asta? De la ce pleacă educația? Oricum se confundă și cu cei 7 ani de acasă, dar știm bine că nu se mai stă atât de mult acasă. Uite cu ce se izolare. Confundă. Dau niște exemple, nu? Da. Faci fizică, fără să vrei ca să faci politehnică și sau, mă rog, fizică în continuare ca studii. Dar tu, când pui mâna pe fierul de călcat, nu știi să explici fenomenul fizic. Când deschizi televizorul, nu știi să explici fizic ce se întâmplă. Faci chimie și combini substanțe, dar habar n-ai care este chimia alimentară din viața de zi cu zi. Asta înseamnă educația pentru viața privată la chimie. Să știe copilul acela unde găsește substanțele în viața cotidiană. Nu în tratatele științifice. Asta înseamnă fizic și fizică. Da. Înseamnă că, de exemplu, la anatomie, în afară de părțile corpului, îl învăț clar lucruri legate de respirație și starea organismului, de hrănire și starea organismului, de sexualitate și bună starea fizică și mentală, etc. Adică educația asta pentru viața privată poate să fie oriunde, în... învață economie, nu? Învață bugetul casei, învață să-și repartizeze cheltuielile, să-și calculeze dobânzile, învață ceva pentru viața privată. Nu? Ori, mie mi se pare că ăsta trebuie să fie un obiectiv acceptat al educației și nu este. Avem un comentariu live pe Facebook acum. Știți pe Teo Bobe, scriitor? Da, da, da. Așa, comentează, că zicea acum Mihaela Miroiu la Morning Glory că bărbatul e văzut ca sexul tare, iar femeii drept consolare îi se atribuie statutul de sex frumos. Și mă întreb și eu ca prostul, de ce n-o fi invers? De ce consolarea n-ar fi să ți se spună că aparții sexului tare, că poate nu m-ar fi deranjat să fiu frumos? Din potrivă. Mi se pare o încheiere foarte frumoasă. În realitate, frumusețea nu o strică nimănui. Da. Dar dacă asta nu e un dar așa natural, foarte clar, sau un dar cumpărat pe bani foarte pipărați, măcar putem să fim frumoși ca oameni buni, ca oameni care știu să iubească și să fie solidari. Cred că merită încercat în orice caz. E un punct de plecare. Mă bucur foarte mult că ați acceptat să vorbiți cu noi în dimineața asta. Și sper să ne și cunoaștem în viața reală
Și da. Vă las până atunci cu un citat al maestrului meu spiritual, Neamaste, este cel de la care învăț eu, care a spus: egalitatea e bună, dar trebuie să ai cu cine. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Dar e universal, nu are legătură cu sexul. Nu, din potrivă chiar. Așa că la proxima ocazie, putem să sărutăm mâna femeilor? Iertați-mă. Și mărțișorul e sexist? Cum mai am această întrebare? Așa cum se practică acum, n-aș zice sexist. E limitat, pentru că tradițional mărțișorul era un simbol al fertilității, primăvară, fertilitate vegetală, umană, etc. Și era oferit și bărbaților de către femei, le făceau șnurulețe pe care bărbaților tineri le puneau la pălărie. Da. Deci, pe scurt, tradiția mărțișorului îi viza și pe bărbați pentru că era simbolul fertilității și femei. Sună bine până aici. Mai aveam o mică rugăminte la dumneavoastră. Puteți să deschideți Facebook pe telefon? Pe telefon. Da? Merge? Sigur. Să încercăm, noi avem un test cumplit aici, se numește temutul test Enceanu, cumplitul test Enceanu de la Morning Glory. Deci eu ce caut aici? Constantin Enceanu oficial, este un cântăreț de muzică populară din zona de sud, el cântă printre altele o melodie care se numește Mă pusei în pat lungit și este modul nostru de a demonstra că nu-i așa, pe toți ne unește câte ceva, uneori credința, alteori Constantin Enceanu. Și acum vrem să vedem câți prieteni de-ai dumneavoastră au dat like paginii Constantin Enceanu. Acesta este cumplitul, temutul test Enceanu de la Morning Glory, la care Cătălin Tolontan a luat 0, adică 0 prieteni. Așa. Constantin Enceanu și mai departe? Oficial, da. Oficial. Să vedem. Are ce se întâmplă. La cover foto o poză cu el și cu numărul de telefon. O să recunoașteți după portul popular autentic. Da. Așa. Și acum mergem la comunitate și acolo ar trebui să vi se arate câți prieteni de-ai dumneavoastră au dat like paginii Constantin Enceanu oficial. Să vedem ce ne unește cu adevărat în țara asta. Suspans, emoții pentru mare parte din feministele de la noi din țară. Iată cumplitul test Enceanu. Mergem mai departe, acolo unde niciodată n-am fi gândit cu gândul. Ne descurcăm? Nu, niciun prieten. Hopa! Niciun prieten comun? Da. Ați obținut punctajul maxim, practic. Doar Cătălin Tolontan și Șerban Pavlu, Pavlu, da. Da, au avut zero prieten comun. Dar mă rog, rămâne să vă mai uitați, poate vă ajută cineva mai îndemânat cu internetul, cu Facebook-ul. Nu, eu sunt, cu Facebook-ul sunt foarte îndemânat. Bun, atunci la comunitate avem zero prieteni în comun. Da. Bun, zero. Da. Atunci trebuie să devenim prieteni ca să aveți măcar unul în comun, adică pe mine. Și vă mulțumim foarte mult. Cred că v-ați împrietenit strategic. Mă rog, o să... Da, okay. Vedem ce se poate face în orice caz. Vă mulțumim foarte mult. Mare drag. Și aștept să ne cunoaștem. Da, și eu așa, reală. Într-un mod foarte nesexist, sau mă rog, neinterpretabil, să știți că mie îmi place să-mi plăcesc bărbați, chiar cei care, cum să spun, bărbații care îmi plac pentru că îmi creează o stare bună. Bun, pot să mă îmbrățișez? Și eu okay. Cu la fel. Și mă rog, dacă îmi permiteți, o să vă și pup, așa cum se pupa lumea acum. Cum m-a pupat pe mine mătușelele în copilărie, pupatul ăla mi se pare cel mai drăgostos lucru de făcut între oameni. Așa că vă mulțumesc foarte mult și aplauze încă o dată pentru ceea ce faceți și sper că lucrurile să fie reverberat și în rândul ascultătorilor noștri. Și vă mulțumim foarte mult. Foarte mare drag. Și ne vedem curând. Vă pupăm dulce pe ceacre, că na, așa facem noi aici la Morning Glory. Și vă mulțumim foarte mult. Bun, am stat de vorbă cu doamna Mihaela Miroiu, profesor universitar și susținătoare. Da, rămâneți puțin cu noi. Noi închidem acum emisia, intrăm în reclame, dar rămâneți puțin cu noi să facem o fotografie. Cu monitor, așa cum putem. Cu monitor, da. Bun. Deci vă pupăm dulce pe ceacre și imediat după un scurt grupaj de publicitate ieșim din live? Da, pentru că n-avem film de pauză, complicat. Da. Deci ieșim din live și imediat formația de Peltics va interpreta o piesă bine cunoscută a formației, dar nu pot să vă spun. Lasă. Morning Glory on Rock FM.